Bună dimineața tuturor, bine v-am regăsit. Pentru mine văd că sărbătorile de Crăciun nu s-au terminat, deci azi am fost la Lidl și am cumpărat un set de tubulare pentru mașina de înșurubat cu impact. A fost 119 lei și îmi place că setul conține tubulare lungi. Haideți să aruncăm o privire mai de aproape, să vedem ce model este. PSS21A1 conține 21 de piese. Deci avem tubulare de la 4 până la 13 mm, două adaptoare de la hexagon la pătrat. Avem și niște biți și un adaptor pentru bit. Bănuiesc că e magnetic, o să ne uităm, este de 60 de milimetri. Pe spate ia să vedem ce ne scrie. Deci ideale pentru mașinile de înșurubat cu impact, compatibile cu mandrină rapidă și compatibile și cu sculele electrice și de mână, 12 chei tubulare din oțel crom molibden, două adaptoare, 5 bituri din oțel S2 Taiwan, un suport pentru bituri din oțel crom vanadiu și oțel aliat și într-o cutie metalică. Bun, hai să vedem despre ce e vorba. Să deschidem cutiuța. Deci asta a fost ultima bucată pe raft care l-am găsit eu în magazinul în care am intrat, deci cred că s-au vândut foarte bine. Aceste seturi, cutia metalică arată foarte bine. Avem o încuietoare și ia să vedem ce avem în cutie. Niște instrucțiuni. Bun, o bucată de burete ca să le țină pe locul lor. Și avem tubularele negre. Ia să vedem cum arată. Văd că sunt frumos finisate aici la capăt. Pătrat de 1x4. Da, arată foarte bine, sunt mai lungi. Văd că au adâncime și partea hexagonală este mai adâncă. Nu știu dacă o să se vadă pe cameră fiind neagră, dar partea hexagonală intră mai mult. Ia să vedem, și avem și două adaptoare pentru mașina de impact. Nu știu de ce au dat două, dar avem două. Da, și se introduce pe acest adaptor. Da, îmi place lucrul acesta că sunt lungi. Cutia chiar e foarte bine executată, e un burete roșu cu negru, frumos inscripționate, locaj pentru biți. Da, chiar e faină cutia. Îmi place cum arată. Da. Hai să vedem dacă au și bătaie, să luăm mașina de înșurubat cu impact de la Bosch și să vedem. Bine, ele au bătaie dacă nu le ținem cu mâna, dar ia să scot eu asta să văd adaptorul. Deci adaptorul chiar funcționează. Chiar e drept. Bun, îmi place. Avem aici și un locaj pentru bilă. Ia să vedem, în altă parte se blochează. Deci trebuie să o introducem cu biluța asta. Are o gaură aici pe cheia tubulară. Și atunci se fixează mult mai bine. Da, îmi place sistemul. Nu e rău. Pentru 120 de lei. Ia să vedem și adaptorul magnetic. Aici avem un adaptor, seamănă foarte mult cu cel de la Milwaukee pe care l-am, cu banda asta roșie. Magnetul este mediu, deci nu e nici cel mai puternic, nici cel mai slab. Haideți să vedem și... Deci chiar nu are bătaie deloc.
Am mai avut eu seturi de la Parkside. Da, deci acesta merge frumos. Da. Deci cam asta e cu setul ăsta. Eu l-am cumpărat pentru tubulare, deci nu pentru biți de impact. Am mai multe seturi, dar tubularele îmi plac foarte mult. Îmi plac că sunt lungi. Da, deci pot să lucri cu piulițe, pot să le înșurubesc pe șuruburi. Finisajul este foarte bun. Avem și una de 13 mm. Da? Deci partea hexagonală este un pic mai adâncă, deci merge până la cam la jumate aici. Așa, da. Da, este bine cu acest adaptor devine mai lungă, dar putem monta aceste tubulare și pe cheie manuală, cheie cu clichet, cu pătrat 1x4, da, deci o să funcționeze și cu cheile de mână și mi s-a părut că este un set destul de bun la banii ăștia. Din gama performance acestea oricum sunt de o calitate mai bună. Mai există și adaptoare și alte seturi la Lidl, deci am văzut acum multe mașini de la, din gama performance, acumulatori inteligenți. Deci merită dat o fugă pe la Lidl. Cine folosește scule Parkside, sunt încărcătoare rapide, v-am prezentat și eu unul într-un clip mai anterior. Un încărcător de 12 amperi, există acum pe stoc. Acumulatorul de 8 amperi este pe undeva pe la 349 de lei, dar acest set m-a interesat pe mine în mod special pentru mașina asta de la Bosch. Și eu am alte tubulare de la Milwaukee, de la DeWalt, pe care vi le-am prezentat, dar niciunul nu este adâncă. Celelalte de la DeWalt și de la Milwaukee au direct prindere hexagonală. Acesta, din păcate, este așa, cu prindere pătrată, dar faptul că sunt astea mai adânci m-au făcut să le cumpăr. Da. Deci, eu zic că este un set foarte bun, plus că mai primim și acești biți PH2, PZ2, un Torx 15, un Torx 20, 25 și un Torx 30. Deci avem 6 biți pentru șuruburile pentru lemn, cred că sunt bune acestea. Adaptorul putea să fie cu blocare sau cu magnet un pic mai puternic, dar în rest tubularele îmi plac foarte mult, crom molibden, deci un oțel probabil mai de calitate pentru lucrul cu mașinile cu impact. Cheile sunt inscripționate, gravate cu laser, bănuiesc. Ia să vedem, camera nu prea cooperează. Da? Deci avem aici frumos inscripționate, aici vârful este un pic polizat, nu este gros, deci poate să intre ușor în locurile mai greu accesibile. Da. Cam atât ar fi de spus despre acest set. Avem o încuietoare foarte bună. Cutia este solidă. Buretele foarte bun. Deci nu e din acela care se macină. Deci văd că e un burete destul de finisat. Da. Deci și se închide și automat. Dacă îl apăsăm, cutia se va închide și setul este gata pentru transport. Bun. Cam atâta despre acest set. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă doresc în continuare o zi bună și ne revedem în curând cu un alt video.